Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să pregătim împreună o prăjitură dragă mie din copilărie cu foi de bulion. Haideți pentru început să punem bulionul. Avem o cutiuță de 400 de grame, din care o să punem 200 de grame, da? Aici care. Deci am tăiat, da? Și o să punem jumate din cutiuță, da? Așa. Hai să mai punem puțin. Așa, masă mai mult. Tragem mai peste. Să dăm deoparte. Peste o să punem 120 de grame de zahăr. Aici avem margarină vegetală, da? Așa. Din care, dragii mei, eu am să pun două linguri, da? Așa, două linguri bune. Așa. Aici avem lapte de cocos, da? Din care să-mi iau altă lingură. Dragii mei, o să pun două linguri de lapte de cocos. Tot așa, două linguri bune, dragii mei, da? Dăm deoparte. Așa. Un pliculeț de praf de amoniu, da? Așa. Un pliculeț de zahăr vanilat. Sare. Și aici avem coajă de portocală și lămâie. La alegere, puneți ce doriți. Ori portocală, ori lămâie sau ambele. Să punem făină cât cuprinde. Dragii mei, părinții noștri pe timpuri puneau lapte, pardon, nu lapte de cocos, puneau ulei, eu am pus lapte de cocos, punea totul după ochi, da? Deci margarina și toate ingredientele. Haideți să punem făină cât un pic. Omogenizăm bine. De moment, amestecăm cu lingura. Cu făină.
să frământăm cu mâna, da? Mai bine cu mâna. Așa. Așa este foarte bine. Acum o să punem pe masă, da, pe această hârtie de copt. Să punem puțină făină, da. Scoatem aluatul, da. Aici cărnea. Mai frământăm puțin. Și așa este. Nu, o să pun pe masă, pentru că mi se adună hârtia de copt. Și o să frământăm aici, da? Așa. Așa, perfect. Dragii mei, carinio frumoasă, i-a mai rămas, cred că, 200 de grame de făină, da? Mas o menos. Deci, eu așa pun după ochi. Atât margarină, bulion, făină, ne ia cât cuprinde, da? Atâta tot. Iar acum o să mă spăl puțin pe mâini și apoi facem foile. Așa.
Deci, dragii mei, făina nu ne mai trebuie. Acum împărțim aluatul, să vedem, în 4, 5, 6 fori. Să iau un puțin. Hai să împărțim jumate, da? Așa, și o să facem 6 foi, da? Aici avem o tavă, da? O să punem faina peste, da? Iar acum, haideți să întindem foia. Acum rulăm, da? Așa. Dragii mei, foile se lucrează foarte bine. Acum cuțit sau furculiță, împungem puțin, da? E atâta tot. E acum o să dăm la copt. Dragii mei, am terminat de copt foile. Dacă le doriți mai groase, faceți numai 3 sau 4 din tot aluatul. Haideți să facem repede o frișcă vegetală din lapte de cocos. Haideți să punem partea aceasta mai să iau numai cel gros, pentru că jos e apă. Ai răbdare, Carinio. Deci, mă sumă los. Restul aruncă. O să pun de la două cutii. E suficient. Așa. Peste care o să mai punem zahăr pudră. Și am să pun 2-3 linguri. Hai să fie 4. Așa,
mai punem un zahăr vanilat. Haideți să mixăm. Dragii mei, acum împărțim în două, da? O să punem și aici, nu? Așa. În acesta o să punem așa, puțină coajă de portocală. Acum amestecăm.
cât mai puțin, da? O să punem o lingură de cacao. Deci, punem o lingură, da? Dragii mei, acum o să lăsăm cam 20 de minute la frigider cremele, adică frișca cu lămâie și portocală și cu cacao, da? Și apoi asamblăm prăjitura. Dragii mei, haideți să facem prăjiturile. Avem aici dulceață de cireșe. Eu am aici cireșe, dulceață de cireșe negre, pe care le puteți cumpăra din Lidl. Atât de căpșuni, cât și... Nu, Carina, că nu fac reclamă. Mă bucur să pot fi de folos, știi? Să fiu. De ce? Că poate mulți nu știu de unde să cumpere o dulceață bună. Mai pun puțin. Mie îmi place asta. Nu s-o pun toată. Așa. În departe. Dragii mei, peste eu am aici nucă, da? Și am să pun nucă. Nucă simplă. Deci nu cu zahăr, nu cu nimic. Facem prăjitură de post, dragii mei. Sunt foarte bune. O să vedeți, foile sunt foarte fragede. Să nu puneți prăjitura la frigider, pentru că se întăresc foile. Le lăsați în cămară, undeva în bucătărie. Așa. Luăm altă foaie, da? Punem peste. Ei, acum... Punem crema, frișcă, frișcă din lapte de cocos. Dacă doriți foi mai groase, faceți 4 din tot aluatul sau 5, câte doriți.
atâta tot. Iar mâine o să punem zahăr pudră. Hai să pregătim cealaltă. Așa. Dragii mei, acum o să punem dulceață de căpșuni. Deschizi celălalt borcan carinio. Să mai pun puțin. Mai aici avem și căpșuni întregi, înge, da? Dăm deoparte. Luăm nuca. Și la fel, dragii mei, punem nuca. Nuca să fie. Am să o pun toată. Pentru că mie îmi place. Și dă foarte bine nuca cu dulceață. Tot. Punem ultima foaie și, dragii mei, o să pun folie peste, o să acopăr cu folie și o să le pun în sufragerie, da? Sau pe balcon. Deci, pe mâine. Haideți să vedeți prăjiturile noastre de post. Aici avem cea cu cacao și cu lămâie, da? Dragii mei, sunt extraordinare. Puteți să faceți liniștiți, vă iese două prăjituri minunate. Dacă doriți foile mai groase, faceți 4-5 foi din tot aluatul. Deci, dragii mei, aceasta este rețeta zilei. Eu vă spun la revedere, pe curând!